Bună tuturor și bine ați revenit! Astăzi vreau să vă arăt 4 rețete simple de post care sunt ideale pentru weekend. Am pregătit un burger, ravioli umpluți cu legume, gnocchi de casă și sarmale de post. Pentru început vom amesteca toate ingredientele într-un blender de bucătărie. Pentru circa 3 burgeri eu am folosit 200 de grame de fasole. Eu am folosit o fasole albă, însă puteți folosi și fasole roșie. Peste care adăugăm o jumătate de ceapă călită în prealabil în puțin ulei de măsline, o jumătate de sfeclă roșie, circa 40 de grame de dovlecel crud sau un cartof și condimente după gust. Eu am pus sare, piper și puțin cimbru uscat. Dacă doriți, puteți înlocui sarea cu puțin sos de soia. Acum vom mixa toate ingredientele, însă nu le amestecăm foarte mult, deoarece nu vreau să obținem o pastă 100%. Cum vedeți, nu am amestecat foarte mult ingredientele și chiar dacă rămân câteva boabe de fasole, nu este nicio problemă, acestea ajută la textura burgerului. Vom pune toată compoziția într-un bol, peste care vom adăuga circa 2 linguri de pesmeni, după care vom putea forma burgerii. În această cantitate eu am obținut 3 burgeri de mărime medie, însă dacă doriți, aceștia se pot face și mai mici. Ce formăm burgerii, punem totul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, ungem cu puțin ulei de măsline, în acest fel se vor rumeni frumos și băgăm totul la cuptor la 200 de grade. Lăsăm la cuptor pentru circa 10 minute, după care îi întoarcem și îi mai lăsăm 10 minute, după care burgerii noștri sunt gata. Așa arată burgerii noștri din fasole și sfeclă. După cum vedeți, arată foarte bine și s-au rumenit foarte frumos. Iar acum nu ne rămâne decât să asamblăm burgerul după propriul gust. Am folosit puțină maioneză, peste care am adăugat puțină apă în care a fiert sfecla pentru a obține o maioneză în ton cu burgerul meu. Asta este maioneză vegan, bineînțeles, aici sus în descriere găsiți rețeta mea de maioneză făcută în casă. Este maioneză, eu am optat să pun o felie de roșie, după care burgerul, adăugăm legume sau crudități după gust, după care acesta se poate servi. Am văzut că este o rețetă extrem de simplă, un mod foarte bun de a introduce leguminoasele în alimentația noastră zilnică și vă garantez că o să fiți surprinși cât de bun este acest burger. Recomand cu mare drag această rețetă, eu sper să o încercați și aștept pozele voastre pe rețelele de socializare. Pe Instagram sunt activă zilnic, unde mă poți urmări și tu. Pentru început voi da pe răsătoare legumele precum ceapa, morcovul și varza. Dacă doriți, varza o puteți tăia și cu cuțitul, însă timpul de coacere va fi unul puțin mai lung. Avem aici legumele pregătite, date prin răzătoare, iar acum nu ne rămâne decât să luăm o tigaie în care vom pune ulei de măsline, vom adăuga ceapa, după care morcovul. Le călim nu foarte mult, 2-3 minute. După care adăugăm varza împreună cu condimentele.
Avem aici sosul de soia, eu am folosit o lingură, nu am mai folosit sare deoarece acesta este deja sărat, însă puteți gusta. O linguriță de curry care va da un gust foarte bun umpluturii de varză și piper după gust. Opțional puteți adăuga puțin mărar proaspăt, mărarul merge foarte bine împreună cu varza. Amestecăm bine toate condimentele, adăugăm puțină apă și lăsăm totul la foc mediu cu un capac peste pentru circa 10-15 minute. În acest timp vă recomand să verificați din când în când varza și să amestecați, să mai adăugați puțină apă dacă necesită. După circa 15 minute, umplutura noastră pentru ravioli este gata, cam așa trebuie să arate. Iar acum ne vom ocupa de aluat, bineînțeles putem face aluatul în timpul în care se face umplutura. Avem nevoie de 300 de grame de făină, 150 de ml de apă rece și puțină sare. Acest aluat pentru ravioli se face foarte ușor. Într-un bol încăpător voi adăuga făina, sarea și apa. Într-un început voi amesteca cu lingura până când făina absorbe puțin apa, după care voi începe să lucru cu mâinile. Vom frământa aluatul pe blatul de lucru pentru circa 8-10 minute, până când obținem un aluat moale și elastic. Dacă nu doriți să frământați cu mâna, puteți folosi un robot de bucătărie. După circa 10 minute, aluatul meu este gata, după cum vedeți este foarte moale și elastic. Nu ne rămâne decât să întindem aluatul într-o foaie de circa 1 mm grosime. Cam aceasta este grosimea ideală, după care cu o cană sau cu un pahar vom face formele pentru ravioli. Eu, cu cantitățile folosite, am obținut circa 20 de ravioli. Iar acum vreau să vă arăt cum împachetăm ravioli. Vom pune circa o linguriță și jumătate de umplutură. Vom sigila foarte bine capătul raviolului, iar apoi vom închide pachetele dintr-o parte și din cealaltă. Când ajungem în celălalt capăt, umplutura s-ar putea să fie prea multă, nu vă faceți griji, este normal, putem pur și simplu cu o linguriță să luăm excesul. Sigilăm bine și celălalt capăt și raviolul nostru este gata. După cum ați văzut, nu este greu deloc să împachetăm ravioli, necesită puțină răbdare, însă merită efortul. Mie îmi plac foarte mult cum ies, însă dacă nu aveți răbdare și nu aveți timp, puteți folosi acest dispozitiv, nu știu dacă are un nume, dacă știți voi, vă rog să-mi scrieți aici în comentarii. Este ideal pentru cine nu are timp și răbdare, ne ajută să împachetăm ravioli în câteva secunde. Și în câteva secunde am împăturat un raviolo, după cum vedeți așa arată, sunt foarte drăguți, însă eu prefer cealaltă variantă. Bineînțeles, când nu am timp și eu folosesc acest dispozitiv și sunt curioasă vouă care vă plac mai mult, acestea sau cele făcute de mână, puteți să-mi scrieți jos aici în comentarii. După cum vă spuneam, cu cantitățile pe care eu le-am folosit, am obținut circa 20 de ravioli. Iar acum nu ne rămâne decât să îi coacem, am luat o tigaie în care voi pune puțin ulei de măsline și voi adăuga ravioli. Vom lăsa raviolii în tigaie la foc mediu spre mare pentru circa 2-3 minute, până când aceștia formează o crustă. Datorită acestei cruste, raviolii noștri vor fi puțin mai crocanți. Cam așa arată după circa 3 minute, nu trebuie să îi lăsați mai mult, iar acum vom adăuga o jumătate de pahar de apă rece și îi vom lăsa la foc mediu acoperiți cu un capac pentru circa 15 minute. Vă recomand să verificați din când în când și în cazul în care apa se evaporă, mai puteți adăuga puțină. Iar după 15 minute, raviolii noștri sunt gata, sunt absolut delicioși și vă recomand cu mare drag această rețetă. Adăugăm puțin ulei de măsline peste, puțin coriandru proaspăt sau pătrunjel și se servesc cu sos de soia.
a pregăti gnocchi avem nevoie de o jumătate de kilogram de cartofi. Eu cu această cantitate am făcut două porții de gnocchi. După care avem nevoie de 150 de grame de făină albă și puțină sare. La început vom pune cartofii la fiert. Eu i-am pus în apă rece într-o oală, am adăugat sare și am așteptat să fiarbă, după care au fiert în jur de 15-20 de minute. Pentru a pregăti gnocchi din cartofi este important să alegem cartofi cu conținut minim de apă și mult amidon, adică cei făinoși. Niște cartofi cu conținut mare de apă ar înghiți mult prea multă făină, ceea ce ar face ca gnocchii noștri să nu fie tocmai lejeri. Puteți folosi, dacă aveți acasă, cartofi vechi, aceștia nu conțin foarte multă apă. Iar acum cartofii noștri sunt fierți, iar aceștia se decojesc cât sunt fierbinți, însă eu folosesc această presă de cartofi și nu este nevoie să îi decojesc. Aici o mică paranteză, dacă tot este vorba despre copiii mofturoși, dacă vreți să îi surprindeți cu o înghețată făcută în casă, pe care ulterior să o treceți prin această presă, veți obține o înghețată sub formă de spaghete și vă garantez că rezultatul este unul wow. Însă să nu ne abatem prea mult de la rețeta de gnocchi, deoarece gândul meu deja este la înghețată. După cum ați văzut, cartofii fierți, încă fierbinți, îi vom pasa pur și simplu cu această presă. Multe ori se adaugă ou la această rețetă, însă nu este întotdeauna necesar. Alegerea unor cartofi potriviți poate face ca adaosul de ou să fie opțional. Acum vom amesteca făina împreună cu sarea. Eu am folosit puțină sare după gust. După care vom încorpora treptat făina pentru a forma aluatul de gnocchi. Lucru foarte important aici, aluatul nu se amestecă prea tare și nici prea mult. Important este să încorporăm făina, ținând astfel un aluat moale pentru gnocchi. Un alt aspect important este să nu mai adăugăm făină pe lângă cantitatea pe care noi trebuie să o folosim. La început poate părea că mai avem nevoie de făină, însă de cele mai multe ori nu este necesară adăugarea de făină extra. Acesta este rezultatul. După cum vedeți, am obținut un aluat moale. Iar acum vom forma gnocchi. Presar puțină făină pe blatul de lucru și voi întinde aluatul cu ajutorul mâinilor până când ajung la grosimea de circa 2 cm, după care împart totul în 6 părți egale. Care rulăm părțile tăiate pentru a putea forma gnocchi. Mă ajut mereu cu o racletă, însă puteți folosi și un cuțit. Tăia bucăți egale de aproximativ 2 cm. Înțeles, pot fi puțin și mai mari sau mai mici, nu trebuie să stăm acolo cu metru. Cam așa arată, mie îmi plac foarte mult și voi continua cu toată cantitatea de aluat pe care eu am pregătit-o astăzi. După care, pentru a le da forma clasică, eu voi folosi o paletă pentru gnocchi. Pune puțină făină, în acest fel nu se vor lipi și voi lua o bucată de gnocchi și cu o mișcare decisivă voi forma gnocchi. O paletă pentru gnocchi o puteți găsi în magazinele mari care conțin articole de bucătărie. Bineînțeles, dacă nu aveți această paletă pentru gnocchi, puteți face același lucru cu o furculiță, ținând astfel un efect puțin mai rustic. Vom așeza gnocchi pe un prosop presărat cu făină, cu puțină distanță între ei, în acest fel nu se vor lipi. Gnocchii nu rezistă prea mult timp după ce sunt făcuți, de aceea trebuie gătiți cât mai repede. Eu am aici apa care deja fierbe, voi pune sare și voi fierbe gnocchi. Gnocchii sunt făcuți atunci când se ridică la suprafață. În general, timpul de fierbere nu depășește 2-3 minute. Acum vreau să vă arăt cum am pregătit eu sosul de roșii. Într-o tigaie am pus puțin ulei de măsline, 2 căței de usturoi pe care i-am călit. Pregătesc mereu sosul în timpul în care fierbe apa pentru gnocchi. Adăugă 300 de ml de roșii pasate, puțin busuioc și las totul la foc mediu pentru circa 15 minute. Dacă nu vă place busuiocul, bineînțeles, îl puteți omite. Sosul este gata, gnocchii sunt fierți, iar acum îi vom scoate cu o spumieră și îi amestecăm cu sosul de roșii. Asta a fost rețeta mea de gnocchi de casă în sos de roșii.
Pentru sarmalele de post eu am folosit o varză murată, aproximativ 1 kg de ciuperci, eu am folosit ghebe sau opintici pe care le-am fiert înainte. Însă, de exemplu, dacă folosiți șampinion sau bureț, acestea nu trebuie fierte înainte. După care am folosit 5 cepe mici, 180 de grame de orez, eu am folosit cel cu bob rotund și vi-l recomand și vouă, un ardei, 200 de ml de suc de roșii, 2-3 linguri de pastă de tomate, un morcov mare, iar ca și condimente sare, piper, puțin cimbru uscat și ulei. Să îmi ușurez puțin munca, eu am tocat mărunt toate legumele cu ajutorul unui blender. Dacă aveți un blender în casă, vă recomand să faceți la fel. Am început cu ceapa, după care morcovul și ardeiul, iar la sfârșit am tocat puțin și ciupercile fierte. Când nu aveți un blender sau pur și simplu nu doriți să îl folosiți, ceapa și ardeiul le puteți toca mărunt cu un cuțit, iar morcovul îl puteți răzui. Am tocat puțin și ciupercile pe care înainte le-am fiert, însă nu foarte mult. Eu am fiert ciupercile deoarece am folosit ghebe sau opintici, însă dacă folosiți ciuperci precum șampinion sau bureț, acestea nu trebuie să le fierbeți înainte. Ardeiul este oarecum opțional la această rețetă, eu am în grădina ardei, de aceea l-am folosit, însă dacă nu aveți, îl puteți pur și simplu omite, nu se va întâmpla absolut nimic. După cum ați văzut, am tocat mărunt ceapa, ardeiul, morcovul, iar acum ciupercile, după care vom merge în bucătărie unde vom căli toate legumele. Într-o tigaie vom pune ulei la încins, circa 4-5 linguri de ulei, după care adăugăm ceapa tocată mărunt. Eu am folosit 5 cepe mici care cântăresc în jur de 250 de grame. Am folosit două feluri de ceapă, ceapă albă și ceapă roșie, însă puteți folosi orice fel de ceapă aveți. Lăsăm ceapa la călit 2-3 minute, după care vom adăuga morcovul. Era să uit, împreună cu morcovul adăugăm și ardeiul. Amestecăm bine și le lăsăm la călit câteva minute, circa 5 minute, până când acestea se înmoaie. Cele mai multe ori se adaugă pătrunjel, dar din păcate copiii mei nu iubesc pătrunjelul, de aceea nu îl adaug, însă vi-l recomand deoarece merge foarte bine la această rețetă. După care adăugăm ciupercile, care cred că deja v-am spus de multe ori că sunt fierte, și le lăsăm la foc mediu câteva minute la călit. Eu le-am lăsat la călit circa 7 minute, după care vom adăuga condimente după gust. Are piper, eu nu folosesc piper din cauza copiilor, puțin cimbru uscat și 2-3 linguri de pastă de tomate. Amestecăm bine, după care adăugăm și orezul. Eu folosesc orez cu bob rotund și vă recomand să faceți la fel. Dacă folosiți orez cu bob lung, acesta nu leagă foarte bine compoziția pentru sarmale. Amestecăm bine totul, adăugați puțină apă dacă considerați că este necesar și lăsăm la călit orezul împreună cu legumele la foc mediu pentru circa 5 minute. Frunzura noastră este gata, o lăsăm la răcit, după care vom împacheta sarmalele. Vom lua o frunză de varză, după cum vedeți eu tai frunzele puțin mai mari față de sarmalele normale, cele cu carne, după care vom pune o lingură și jumătate de umplutură și împachetăm. Trebuie să fiți perfecționiști la împachetarea sarmalelor, important este ca acestea să aibă un gust bun și să sigilați capetele, în acest fel umplutura nu va ieși afară. Procedăm așa cu toată cantitatea de umplutură pe care am pregătit-o. Eu cu această cantitate am obținut în jur de 36-38 de sarmale, depinde și cât le faceți de mari. Odată terminate sarmalele de post, într-o oală voi pune la bază puțină varză tocată, peste care vom aranja sarmalele. Tot normal și aici putem adăuga boabe de piper, cimbru uscat, însă din aceleași motive ca și pătrunjelul, eu nu adaug piper acestei rețete. Adăugăm apă și suc de roșii, acoperind foarte bine sarmalele, după care le vom băga la cuptor. Vom adăuga circa 200 de ml de suc de roșii. Peste sarmale eu nu pun niciodată frunze de varză sau varză tocată, însă dacă doriți puteți să adăugați frunze de varză sau varză tocată. Trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade și le vom lăsa pentru circa o oră, o oră și 20 de minute sau până când orezul este fiert. Aici avem sarmalele noastre de post care sunt gata. Eu vă recomand cu mare drag această rețetă. Vă doresc un weekend minunat, ne vedem data viitoare cu noi rețete. Până atunci vă doresc numai bine și poftă bună!